Situație inedită la primăria Obârșa de Câmp. Două doamne consilier vor conduce destinele comunei mehedințene. Astăzi a avut loc ședința de Consiliu Local, unde doamna Claudia Mioara Vitil a fost votată în funcția de viceprimar cu atribuții interimare de primar din partea Partidului Social Democrat. Aceasta își dorește să contribuie cât mai mult la dezvoltarea comunității pe care o va conduce în continuare. Meu este Vitilă Mioara Claudia. Astăzi am fost aleasă în funcția de viceprimar cu atribuții de primar și promit să ajut cetățenii acestei comune cu tot ceea ce pot. Le mulțumesc din suflet celor care m-au ales și promit că nu o să-i dezamăgesc. Comuna Obârșa de Câmp susține PSD la alegerile din 6 decembrie. De asemenea, funcția de viceprimar interimar va fi ocupată de doamna Marinela Dumitrele din partea USR. Deci, destinele comunei Obârșa de Câmp vor fi conduse de două doamne în perioada următoare. Consiliera a fost pentru prima dată aleasă în Consiliul Local și a candidat pe listele Partidului Social Democrat și a fost propusă și cu intenția de început a PSD-ului de a candida, de a prelua funcția de viceprimar. E o femeie care practic a lucrat în alte domenii. La ora actuală în Consiliul Local s-au ales două femei care să preia conducerea comunii. Până acum au fost numai bărbați. Este pentru prima dată când comuna va fi condusă de două femei, Dumitrele și Vintilă. Și ceilalți consilieri consideră de bun augur că primăria va fi condusă de cele două consiliere.